Suntem în perioada sărbătorilor pascale, timp în care reflectăm mai mult asupra lucrurilor cu adevărat importante și ne luăm răgazul de a fi alături de cei dragi. Ca de fiecare dată, noi rămânem la datorie și de aceste sărbători. Colegii din întreaga țară vor asigura liniștea acestora, astfel ca fiecare dintre familiile voastre să se simtă în siguranță. Iar ca liniștea să domnească în zilele de sărbătoare, venim cu îndemnul. Supravegheați-vă permanent copiii pentru a evita orice risc. Când plecați de acasă, rugați un vecin de încredere să fie cu ochii pe casa dumneavoastră și să anunțe imediat poliția dacă observă o persoană suspectă. În locurile publice, la piață, în magazine, aveți grijă de bunurile dumneavoastră. Dacă porniți la drum, cuplați centura de siguranță, atât a dumneavoastră cât și a pasagerilor. Rulați cu viteză redusă, adaptată permanent condițiilor de drum și efectuați fiecare manevră numai după o temeinică asigurare. Țineți cont că la intrările și ieșirile din oraș se pot forma blocaje rutiere temporare. Păstrați-vă calmul și nu uitați de politețe rutieră. Pietonilor le recomandăm să-și sporească atenția, să evite pe cât posibil folosirea părții carosabile, mai ales după lăsarea întunericului și în condiții de vizibilitate redusă. Și cel mai important, nu urcați la volanul mașinii dacă ați consumat alcool, iar dacă ești părintele, ruda, prietenul unui conducător auto care tocmai urcă la volan după ce a consumat alcool, oprește la timp. Pentru noi, sărbători fericite înseamnă când în țară este liniște, iar dumneavoastră și familiile noastre care ne așteaptă cu drag acasă, sunteți în siguranță. De aceea, și aceste sărbători ne găsesc în misiuni pe întreg teritoriul țării și vă dorim ca lumina lor să vă aducă alături oamenii dragi, să vă găsească sănătoși și să vă umple sufletele cu lumină, liniște și speranță. Aveți grijă de voi și de cei de lângă voi. Sărbători liniștite!